cea mai tare, da, în sfârșit. Bine, nu mai zic. De-ai din 4, 3, 4, câte are. Dar una. Bună. Da, mai tare, mă, băiete. Mulțumesc încă o dată pentru prezență astăzi. Este a 12-a ediție a Sărbărilor Toamnei, un festival frumos pe care municipiul Câmpian organizează pentru dumneavoastră, pentru câmpineni, dar și pentru cei care vin din jurul Câmpinei, municipiul nostru constituind un fel de pol, de, pol urban pentru toate comunele din jur. Vor urma două zile de sărbătoare, două zile de muzică, dans, două zile în care câmpinenii și cei care vin din afară ar trebui să fie alături de noi, să fie pe centrul municipiului Câmpina, să lăsăm la o parte tot ceea ce înseamnă conflicte, neînțelegeri și împreună cu prietenii, cu rudele, să stăm, să vedem un spectacol frumos, poate să bem o bere, să mâncăm mici, să socializăm. Și două zile, dacă și vremea va fi frumoasă, și sper că va fi frumoasă, să avem o sărbătoare deosebită. Municipiul Câmpina a alocat fonduri importante și mulțumesc Consiliul Local pentru acest lucru, peste 100.000 de lei, dar sperăm că fondurile vor fi
cheltuite așa cum trebuie. În prima zi, cu un festival de muzică folclorică, în care, în prima parte, vor evalua grupuri folclorice din județ și numim această zi Hora Prahoveană, deci am contopit cele două sărbători, iar seara vom avea un spectacol cu artiști de marcă la nivel național de muzică populară. Mâine vom avea muzică ușoară, de dimineață tot așa, artiștii locali, formațiilor care vor cânta, vor dansa pe scenă, iar după amiază, seara, începând de la ora 19, vom avea un spectacol la care vor evolua mai multe trupe, artiști consacrați la nivel național și acest spectacol se va finaliza cu evoluția trupei Motans la ora 21:20. Sperăm să fie în asentimentul dumneavoastră, pentru că știm că ei au de obicei performanțe deosebite. Creează un spectacol nemaipomenit. După care, un foc de artificii, motivul și pentru care am plasat această sărbătoare aici, este singurul loc în care putem organiza un foc de artificii care pleacă undeva din spatele nostru, dintr-o parcare mare, a unui complex comercial și se va vedea foarte bine în această piață. Mulțumesc și directorul de școli care sunt prezenți, îl văd pe domnul Sârbu, domnul Lamba, doamna Mihaela Preda de la Gădința Iulia Hașdău și alți directori de școli care sunt prezenți, domnului comandant al poliției, poliției locale, jandarmilor și așa mai departe. Dumnealor sunt cei care stau în spatele nostru, care nu se văd, dar care prin prezența dumnealor și activitatea dumnealor ne asigură o bună desfășurare a acestei sărbători. Și mulțumesc colegilor din primărie care s-au ocupat de organizarea acestui festival, ca și celor de la Casa Tineretului. Am mulțumit destul, vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezență și aș dori ca aceste două zile să fie deosebite în peisajul câmpinean. Acum, dacă am permiteți, aș vrea să dau cuvântul invitațiilor și aș vrea să o invit pe Roberta Anastasie să ne spună două vorbe. Mulțumesc mult, vă mulțumesc mult pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o adresându-mi invitația de a participa la sărbările toamnei, la această sărbătoare a Câmpinii. Pentru mine, de fiecare dată, a mă întoarce în Câmpina înseamnă a reveni acasă, în orașul copilăriei mele. Înseamnă sărbători de fiecare dată cu multă căldură și dragostea pe care n-am să uit niciodată a bunicilor mei. Drept care nu îmi rămâne decât să vă urez multă lumină să aveți în aceste zile și mult belșug pe masă și sărbători cu bine și multă sănătate. Vă mulțumesc din suflet! Mulțumesc mult, ca să respect ordinea de intrare pe scenă, doamna Cătălina Buzianu. A dorit să ne vă spună câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule primar. Bună ziua tuturor. Sunt onorată să mă aflu din nou aici, la Câmpina, la sărbările toamnei și vreau să mulțumesc pentru invitație domnului primar Horia Tiseanu și domnului viceprimar Ionuț Pițigoi, colegul meu de partid. Eu cred că această sărbătoare este o sărbătoare a tuturor prahovenilor, deoarece ne dă posibilitatea să promovăm în județul nostru tot ceea ce avem mai bun. Oameni, produse, tradiții. Pentru tot ceea ce ați realizat aici, vă felicit și cred că noi, cei care reprezentăm autoritatea, cei care suntem în slujba dumneavoastră, trebuie să trecem peste diferențele politice și să ne unim eforturile pentru a sprijini comunele și orașele prahovene atât la nivel național cât și la nivel european. Vă mulțumesc, vă urez distracție plăcută și îmi doresc ca în fiecare an să ne întâlnim aici la sărbările toamnei și să fim cât mai mulți producători, comercianți, vizitatori, prahoveni care se bucură împreună. Vă urez distracție plăcută! Domnul subprefect Emil Drăgănescu este alături de noi. Doamna prefect Lupea, aș cere scuze, n-a putut să vină astăzi din cauza unei probleme personale.
Bună ziua, dragi câmpineni, vă mulțumim pentru invitație. Sunt aici să vă adresez un mesaj din partea Guvernului României și al instituției Prefectului Județului Prahova, deși cred că cel mai nimerit pentru acest mesaj ar fi fost domnul ministru Radu prea prezent printre noi. Aș dori să vă spun că în dese rânduri venim în contact cu copiii dumneavoastră atunci când suntem plăcut impresionați și trebuie să îi premiem la majoritatea concursurilor școlare. Și asta înseamnă că ei vin dintr-un oraș bun, un oraș care creează oameni deștepți, un oraș care nu are cum să uite că a găzduit aici pe George Coșbuc, pe Geo Bogza, pe Nicolae Grigorescu sau pe HD-ul. Vă mulțumim, vă doresc să aveți sănătate, prosperitate, iar copiii dumneavoastră să rămână aici, alături de dumneavoastră și să facem lucruri bune împreună. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult! Aș dori să-l invit acum pe domnul președinte Bogdan Toader al Consiliului Județean să ne spună câteva vorbe și vreau să-i mulțumesc că avem un covor asfaltic pe șoseaua Paltinu și pe strada Voila, deocamdată pe primul tronson. Dacă îl mai rugăm, poate reușim să ajungem și pe cel către calea Duftanei. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru invitație, atât dumneavoastră cât și consilierilor locali care vă sprijină în organizarea evenimentului. Să știți că este o plăcere să vin în comunitatea dumneavoastră, o comunitate respectată la nivelul județului Prahova. Sunteți niște oameni care ați dovedit de-a lungul timpului forță, atât pentru implicarea dumneavoastră în ceea ce înseamnă dezvoltarea localității, dar și pentru faptul că aici a fost prima școală de sondori din România. Vă felicit pe dumneavoastră organizatori și aș vrea să spun doar că am venit să fiu alături de colegii mei și de domnul ministru Radu Oprea și de membrii Parlamentului și ai Guvernului pentru a ne bucura cu toții de câmpina și de frumusețile ei. Felicitări și vă mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult! Acum aș vrea să dau cuvântul conducătorul delegațiilor din orașele înfrățite, Nevena Velișkovska din Macedonia, Kumanovo, și o să rog pe Monica să traducă, pentru că va vorbi limba engleză. Hello everyone, respected colleagues. Allow me to congratulate the day of the city from a personal capacity and the capacity of the entire city of Kumanovo. In the spirit of this day, I truly hope that the great cooperation between our two cities continues and develops with time. Through this cooperation, we also hope that our two cities will continue to develop in a culture and economic strong points for both of respective countries. Allow me to acknowledge the work of the mayor who has worked tirelessly for this city, and we hope and know that his good work will continue. Thank you. A rostit întreg discursul, motiv pentru care traducerea o să trebuiască să o fac de pe hârtie. M-am putut un pic să-mi permiteți. Dragi și respectați colegi, permiteți-mi să felicit personal pe cei care s-au ocupat de ziua orașului și pe dumneavoastră din partea cetățenilor din orașul Kumanovo. În spiritul acestei zile, sper cu adevărat că într-o cooperare reală între cele două orașe, și sper ca această cooperare să se dezvolte de-a lungul timpului. Doresc ca aceste două orașe să continue să se dezvolte atât din punct de vedere cultural cât și economic, din perspectiva celor două țări. Permiteți-mi să apreciez modul în care primarul orașului muncește
în mod deosebit și neodihnit pentru acest oraș și sper și știu că această muncă a dumnealui va continua. Vă mulțumim! Mulțumesc foarte mult, domnișoare Nevena Velișcovska, și o rog pe doamna Tatiana Romaniuc, viceprimara municipiului Cahul, să ne spună ce gânduri au cahulenii, Francisco Câmpinenii. Stimate domnule primar, stimate domnule președinte, domnilor miniștri, domnilor deputați, dragi câmpineni, venim aici să exprimăm numele primăriei municipiului Cahul, a domnului primar Nicolae Dandi și a cahulenilor mulțumirea pentru invitație la această sărbătoare frumoasă. Vă felicităm pentru cea de-a 12-a ediție a sărbătorilor toamnei. Vă felicităm pentru faptul că omagiați oamenii care ne aduc roadele pe masă. Vă zicem la mai mult și la mai mare și desigur mulțumim pentru ospitalitatea, bunăvoința și căldura cu care ne întâmpinați de fiecare dată la Câmpina. Pentru susținere, domnule primar, suntem siguri că prietenia noastră va dura peste ani și ani și această prietenie va avea roade frumoase. Mulțumim, felicitări noastre, sărbători frumoase! Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă spun că în acest an Consiliul Local Câmpina a alocat o sumă de 40.000 de lei municipiului Cahul pentru construcția unui loc de joacă. Nu este o sumă foarte mare, este doar un simbol al prieteniei și înfrățirii noastre. Și îl invit la microfon pe prietenul nostru, Florin Berejan, din orașul Cimișlia, tot Republica Moldova. Domnule primar, dragi câmpineni, suntem onorați să fim prezenți alături de dumneavoastră la sărbările toamnei. Deci, mi-a spus un unchi, când urez cuiva bine, să-i spui așa, mult și bine. Dar ce bine și cât de mult, să vă determinați. Sărbători fericite! Mulțumesc foarte mult și acum un prieten vechi, Dragoș Morărescu, fiind alături de noi, este rugat să vină să le spună câteva cuvinte. Costel Morărescu, mă scuzați. Bună ziua! Dați-mi voie să vă transmit din partea primăriei, a Consiliului Local, a locuitorilor din Filipești de Pădure, urări de sănătate, felicitări domnului primar cu ocazia sărbătorii orașului Câmpina. Felicitări domnule primar! Vă mulțumesc foarte mult! Dacă mai dorește cineva să ne spună două vorbe, doamna secretar de stat Voicilă. Mă bucur să fim astăzi împreună, noi câmpinenii și bineînțeles oaspeții noștri de vază. Sunt plăieșteancă și de când eram mică și plecam cu părinții în concediu, chiar o magie când ajungeam în dreptul orașului Câmpina. Sunt stabilit aici de peste 25 de ani. Mi-a rămas în memorie centrul acela cu clădiri istorice și acum Câmpina mea, Câmpina noastră, a tuturor, este un oraș cu care noi ne putem lăuda, cu oameni harnici, cu cei mai mulți intelectuali la mii de locuitori din România și vreau să cred că vom trăi ani frumoși împreună aici, în acest oraș, că vom putea fi buni concetățeni, astfel încât, ușor, ușor, Câmpina să poată deveni cel mai frumos oraș de pe Valea Prahovei, ținând cont că mai avem concurenți care, cu adevărat, muncesc, ca și noi, pentru ca orașele sau stațiunile lor să devină din ce în ce mai frumoase. Să avem parte toți de sănătate și de multă liniște. Toate bune! Mulțumesc foarte mult! Da, și noi am dorit ca municipiul Câmpina să fie cea mai frumoasă localitate de pe Valea Prahovei. Și în acest sens, chiar în curând, vom inaugura, vom redezveli statuia soldatului necunoscut
care s-a reamplasat și pe care o puteți vedea dumneavoastră chiar în stânga, în acel pasaj pietonal, pe un soclu foarte frumos cu stema României și cu toate numele eroilor câmpineni gravate pe lateralele socului. Vă mulțumesc foarte mult, petrecere frumoasă!